Bună! Salutări din Gorj, Târgu Jiu mai exact. Am venit să vedem coloana infinitului și poarta sărutului. Și masa? Și masa tăcerii. Și sperăm să reușim să le vedem în seara asta, că deja e ora 6, am ajuns târziu. Este seara de înviere. Lumea s-a cam retras pe la casele lor, numai doi nebuni sunt pe stradă. Da, este foarte liniștit orașul acum, nu știu dacă așa e de obicei, dar o luăm la pas că e și foarte cald, cred că 25-26 de grade la ora asta și vă luăm cu noi. Aici este un parc, un parculeț foarte frumos. O să venim să ne recreăm și noi puțin aici. După ce terminăm... După ce terminăm cu pupatul. O să te pun la poarta sărutului. Poarta sărutului, masa tăcerii. Aici este stadionul, primăria, aici suntem noi. Am ajuns în parcul Constantin Brâncuș. Bănuim că aici sunt două dintre cele trei sculpturi ale lui Constantin Brâncuș care alcătuiesc ansamblul monumental de la Târgu Jiu. Mai căutăm. Hai că am găsit poarta sărutului. Acum trebuie să ne pupăm mari. Da? De ce se numește poarta sărutului, având în vedere că cele trei monumente sunt sculptate în memoria soldaților români care au căzut în primul război mondial. De ce poarta sărutului oare? Nu am găsit informația pe internet, poate ne spuneți voi. A, sub ea trebuie să ne pupăm? Da? Bine. Gata, hai că pe asta am găsit-o. Mai căutăm și masa tăcerii, care e tot aici, în parcul acesta. Hai că am găsit și masa tăcerii. Ai văzut-o în capăt? A, da. Sunt aproape. Foarte liniștit parcul ăsta. Uite, pom. Celebra masa pe cine? Râul Jiu. Care trece prin Târgu Jiu? Care trece prin Târgu Jiu? Da! Ce haios ai fost! Da, sunt foarte obosită în haios.
Și acolo este o insuliță frumoasă. Cred că o să ajungem și acolo, nu? Da, proprietara cazării la care stăm e o doamnă foarte drăguță și ne-a spus să ajungem pe insulița aia dacă nu se întunecă. Și să vă arătăm și cazarea când ajungem. Sigur. Ce am observat eu în aceste orașe în afara Bucureștiului, departe de București, parcă timpul stă pe loc, nu? Da, oamenii sunt altfel, mult mai calmi se par. Mult mai liniștiți, viața este mult mai apreciată, munca e muncă, relaxarea e relaxare, pe când la București e un haos total. Da, nu e tumultul acela din București. Nebunia, fuga, nu știu. Fuge. Uite, se văd și munții, ia uite. Nu știu dacă se văd. Da, se văd în zare. Multă zăpadă pe vârful. Aici sunt. Uite, ia aceștia. Oare așa vom ajunge și noi, Flori? Împreună, da, dar din altă epocă. Da, dar nu cred că eu nu o să port barul. Fie mai înaltă un pic. Bun venit pe insula nu știu care. Nu știu cum îi spune la insula asta. Nu e niciun indicator, da, și nu am reținut. Insula din centrul Târgu Jiulei. Insula din centrul râului. Târgu Jiu. Râului Jiu, pardon. Sunt niște statui interesante. Da, este plin de pe această insuliță de sculpturi diferite. V-aș traduce, dar nu știu ce semnifică. Și aici este un taur cu craci în sus. Cu craci în sus, nu cu capul în jos. Aici o să vă traduc, este sacrificiu de Sergiu Săliște. Sculptură din 2012. Speria cățelul, a fugit după tine și când a venit aici, s-a întors. Se lasă seara peste Mahala. Prin urmare, să mergem la cazare. Da, suntem foarte obosiți. Și mai continuăm și mâine. Da, mergem mâine la coloana infinită. Ți-a mirosit, nu? N-aveam cum să rezistăm fără să mâncăm o shawarma. Da, o să le servim aici, la măsuță. O să le servim la măsuță. Cum să rezistăm. Eu deja mănânc așa. Tentației. Am mâncat pește la prânz și urma seara, nu? Da, rupem. Hai să avem poftă. E delicioasă. Bună dimineața! Da.
Ne pregătim de plecare. Ne-am făcut bagajele. Mai avem un obiectiv de văzut pe care aseară n-am mai ajuns. Da, mergem la Coloana Infinitului. Trebuie să vă arătăm camera în care am stat o noapte. E fix în centrul Târgu Jiului. Destul de mare. Foarte curată. Da, avem și un frigider, televizor, baie. O cameră obișnuită de pensiune. Noi. Și cât am plătit aici, că nu mai știu? 120 de lei fără mic dejun. 120 de lei. Pensiunea Jiul Central se numește. Să-ți arăt ce avem un frigider. Am cumpărat aseară, la recomandarea gazdei noastre, de la un magazin de vis-a-vis, de la o cofetărie, de fapt, prăjituri făcute de casă. Am mâncat mult și n-am mai apucat să le mâncăm, dar o să mâncăm acum. Avem aici prăjituri. Și aici prăjituri. Și o să mergem pe terasa pensiunii să le mâncăm acolo. Da, ne luăm bagajele și apoi mă plecăm direct spre Coloana Infinitului. Hai! Aici e recepția. Cu locuri de servit, masă. Cafeluță. La discreție. Cum se numește pensiunea? Jiul Central. Cum? Jiul Central. O să punem link în descriere. Pensiunea Jiul Central. Da. Servim desertul? De fapt, micul dejun, nu? Nu am micul dejun, nici nu mai știu puteai să iei mic dejun. Nu știu, nici nu mă interesează, noi avem mic dejun. Cumpărat de la cofetărie. Așa, cu desertul, mic dejun. Ne permitem. Dacă nu ne permiteam, nu... Ia uite ce mic dejun. Copios. Le mâncăm doar pe astea, că nu cred că rezistă pe mașină. Ia spune-mi, cum este micul dejun? Este bun? Da, încep eu. E pregătit ca lumea? Arată foarte bine. Hai să le devorăm. Ce bună e frișca, e cu lămâie. Lăsăm cablul aici, că e încă de vreme. Hai la mașină! Zona este foarte liniștită aici, să știți. Bine, aici era să fie club, cafe, biliard și toate cele, dar acum pe pandemie e închis. În noaptea n-am auzit nimic și am dormit și cu geamul deschis. Aceasta este pensiunea. Uite-o, e asta neagră. Nu asta. Nu asta urâtă. E următoare. Da, neagră. Hai, spre Coloana Infinită. Hai. Aveam 100 de metri până la Coloana Infinitului, de aici, de la cazare. Până la Poarta Sărutului și masa tăcerii au fost tot așa, nu? Vreo 700 de metri. Deci merge, ne-am mers. Aseară s-a ținut aici slujba de înviere. Then turn right on Way Aeroilor. Approaching a railroad crossing. Și după 3 minute de mers cu mașina, ce se vede în zare? Coloana Infinitului. Al treilea obiectiv din ansamblul monumental de la Târgu Jiu. Cele trei monumente au fost finalizate în 1938 și au fost gata într-un an de zile, dacă mi-aduc bine aminte.
Nu e nimeni în parc. Doar e ziua de Paște. Cred că până aici avem acces, nu? Da, trebuie să ne plimbăm de jur împrejurul obiectivului. Spectaculos ceva? Da. Pentru că stă dreaptă. Gata, încheiem aici vlogul de astăzi. A fost o experiență frumoasă și vizitarea orașului Târgu Jiu. Ne-a surprins plăcut. Motiv pentru care vom mai reveni. Am stat mult prea puțin pentru cât ar merita. O să încheiem vlogul aici pentru că noi plecăm pe drumul către casă. Mergem să petrecem Paștele cu familia. Vă dorim tuturor sărbători fericite și Hristos a înviat! Să ne vedem cu bine! La revedere!